Bolile de inimă se manifestă diferit la femei față de bărbați. Care sunt particularitățile suferințelor cardiovasculare la femei? Când se agravează aceste boli și care sunt soluțiile? Ne spune și nouă chiar acum doamna dr. Viorela Tomescu, medic primar cardiologie și medicină internă. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Cu mare plăcere! Care sunt problemele pe care le au femeile și de ce sunt mai grave față de cele ale bărbaților? Mortalitatea prin boli cardiovasculare la femei este semnificativ mai mare decât la bărbați în acest moment. Este vorba de cifre de 55% decese prin boli cardiovasculare la femei față de doar 43% la bărbați. Este o diferență semnificativă din punct de vedere statistic. La nivel individual, boala aduce alterare importantă a calității vieții sau chiar decese premature. La nivel social, este vorba de costuri foarte mari. Bolile cardiovasculare la femei pot apărea de la vârste tinere. Vorbim la femeia tânără despre, în primul rând, malformații și anomalii congenitale, care pot greva evoluția unei sarcini. Există situații în care, din păcate, în trimestrul 2 sau 3 de sarcină, se instalează insuficiență cardiacă sau tulburări de ritm cardiac și cu această ocazie se descoperă o anomalie congenitală nedetectată anterior. Femeile tinere, de asemenea, au rămas cu un risc crescut de mortalitate prin boală ischemică coronariană față de bărbați. La femeile de vârstă mai înaintată s-a obținut o reducere mai semnificativă a deceselor prin boli cardiovasculare. La bărbați s-a obținut cea mai semnificativă reducere a deceselor, însă la femeile tinere acest lucru încă nu s-a obținut. Ce facem în acest caz? Ni se spune să mergem la analizele anuale de sânge, însă niciodată nu mergem preventiv să facem analize pentru a afla cum stăm cu inima. Ați folosit foarte bine expresia de a merge preventiv, pentru că există un cumul de factori de risc care influențează mult perspectiva vieții oricărei persoane și în special a femeilor. Ca să continui ideea despre viața femeilor începând cu prima perioadă, folosirea anticoncepționalelor orale însoțită de fumat duce, după cum deja se știe, la creșterea incidenței tromboembolismului pulmonar sau a accidentului vascular cerebral sau a infarctului miocardic acut, boli care se pot solda cu decese premature. Apoi, în această perioadă a crescut vârsta la care femeile procrează. Ca urmare, ne întâlnim din ce în ce mai des cu femei de vârstă peste 35 de ani care fac hipertensiune arterială de sarcină, ceea ce poate pune în pericol la un moment dat atât viața mamei cât și a fătului prin preeclampsie și eclampsie. Urmează perioada menopauzei, care este o perioadă, nu un moment, ea poate dura 1, 2 sau chiar 3 ani până se restabilește echilibrul hormonal, dispare efectul așa zis protectiv al estrogenilor și apar manifestări de tip vasospastic. Ei bine, cum prevenim? Sau cum depistăm ce avem? Depistăm prin deplasarea la medic, acele analize care se fac uzual au rolul de a identifica prezența la fiecare persoană a factorilor de risc și Carta Europeană a Sănătății Cardiovasculare menționează acele caracteristici care ne ajută să rămânem sănătoși. Noi avem la dispoziție harta SCORE, care evaluează riscul cardiovascular de boală fatală la 10 ani, folosind de bază 5 factori de risc, și anume vârsta, sexul, fumatul, nivelul tensiunii arteriale sistolice și a colesterolului selic total. Dacă la acești factori de bază adăugăm diabetul, cifra obținută pentru fiecare persoană se înmulțește cu 3. Și astfel o femeie, dacă are diabet, e posibil să depășească cu 50% riscul de mortalitate cardiovasculară la 10 ani față de un bărbat care are același nivel al celorlalți factori de risc. Ce investigație îi se face efectiv unei femei? Unei femei se fac în primul rând investigațiile uzuale care se fac tuturor persoanelor, se face screening-ul pentru bolile specifice, pentru neoplasmă mamar de col uterin și așa mai departe. Este vorba de a identifica în primul rând, din punct de vedere cardiovascular, nivelul colesterolului seric, al fracțiunilor. Ne referim la LDL colesterol, acel colesterol rău care oxidat atacă peretele vascular și îl îngroașă prematur, ducând la obstrucții. Nivelul este glucozei sangvine. De un EKG sau de acel Holter, dacă nu mă înșel? Da, deci e vorba de analizele de sânge inițial care arată profilul metabolic cu profilul lipidic, profilul glicemic, acidul uric și toate celelalte date referitoare la funcție hepatică și renală. Electrocardiograma, care intră în screening începând de la 30 de ani deja. O ecocardiografie are rolul de a depista foarte precoce semne
incipiente ale atingerilor cardiovasculare sau, cum vorbeam mai devreme, anomalii congenitale pe care, dacă nu le depistăm la timp, e posibil să ne creeze necazuri în timpul vieții. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit.